Acum am venit de la antrenament, nu mi-am luat apă, zrup de sete, am intrat în casă, prieteni, tăticule, via vă salut, am intrat în casă, rapid am mușcat de două ori din lebeniță și am venit să-l aduc pe acest prințișor afară. Rochi, știi cine vine astăzi? Vine bunica. Vine bunica. Vine mama soacră. Să râptează-și codița. No, Rochi. Du-te, fă pișul, tata meu. Du-te, fă pișul, lache. Nu fiți atenți cât face pișul. Ninu-mă. Uitați-vă la secunde, trec secundele. Asta dintr-o tură golește tot rezervorul. Zece secunde. 15. Și încă rezistă. Gata. Și înapoi acasă. Am făcut pișu. Rochi, știi cine vine? Hai repede. O iubești, o iubești pe bunica. Am făcut scurul tău. Mi-e și frică să intru în ea. Am luat-o, dar m-a apucat de filmat. N-am mai băut, vă las că-s însetat. Atâta de bine după duș. Dar eu nici nu vreau să mănânc acum, vreau să stau. Că prea împrizonă corpul. A fost un antrenament intens ăsta, adică intens. A fost bine. Salata grecească. Cartofi vrântăliți, pulpe, foarte bune. Salata grecească. De la pui, pulpele și aripioarele sunt cele mai bune pentru că, așa știu eu, și mi-a zis ceva. Ia-le mișcându-se, găinile, nu uite tu dacă mănânci pieptul sau mănânci pulpa și aripioara. Făcând mișcare, automat altcumva lucrează acolo mușchiul și e mai diferit. Ce ciudată e mami girafa asta aici. Nu știu. Nu m-am speriat când am intrat în casă, dar am rămas un pic așa șocat. Hai bine, stai. Bun, fraților, am mâncat. Am mâncat bine pulpă cu salată, cartofi, arantăliți nu am. Nu am intrat în ei. Nu din cauza aia mamii. Eu mai mult ca să nu mănânc carbohidrați și nebunii. Dar hai să vă arăt ce colet a venit. Unde să uite aici. Din cauza faptului că l-am sterilizat pe Kenzo, o trebuie să-i schimbăm mâncarea. Și am luat sacul ăsta. Sac care are câte chile? 3 chile. Și fiți atenți, șmecheria, partea interesantă. Noi cumpăram sac de 700 grame cu 80 de lei. Nu. Adevărat? 80 de lei. Da. Ăsta cu 3, de 3 chile, aceeași firmă, Purina, Proplan, bla bla bla, 3 chile, 1.200.000. Nu, 112 lei, 1.012.000 lei, vă dați seama, diferență. Deci 3 kg, 112, 700 grame, 70 de lei. Și am mai luat ăstea, conservele. De 10 kg, așa e? Nu, nici de 10 kg, nu-i bine că după aia nu mai are gustul ăla. A 10 kg mănâncă Kenzo 10 ani. Da. Să răsuflă, să nu zbune. Ălea de 10 kg dacă ai multe pisici. Mai mult ca sigur. Și au venit și... Sau dacă dai la vrac. Da. Ia uitați ce frumos e. Sticluța. Vedeți? Cu 3 găuri. Numai să mănânci și strângarul ăsta. Natural response. Sunt alea ultimele ca și sânul mamei. Gen numai când trage din biberon vine lapte. Tu ca și țâțalul mama. Da, cu 3 picături. 3 picături iese din țâțalul mama. Da. Mai multe. Și tu ieri tădit să-ți o prindeai pe mama. Îi îmblai la țâț. Tătă-ți băgai piciorușul între țâțele ei. Zi-mă, tu ești bandit și pervers. Zi-mă, tu ești bandit și pervers. Așa de faci și cu fetele când crești. Le prinzi de țiții și de cur. Să nu le forțezi sau să-mi vină la ușă cu părință, cu mamele, cu alea. Auzi? Mm-hmm.
Să nu-mi faci din astea. Că de vine cu tatăl s-o la ușă, m-aș simți prost. Că m-aș gândi cum eu mă pun tot timpul în situația celuilalt. M-aș gândi cum să fiu eu cu fată și să eu să mă jucurească copilul cuiva fata. Ferească Sfântul. Eu cred că aș sparge ușa. Că doar ce, mă duc, bat, vezi că copilul tău a făcut așa. Mamă, ce-i face tatăl său? A, bine, ne scuzați, mă, ne simțiți, deci ne scuzați. Închide ușa, iubirea lui tata. Nu așa se face băiatul meu. Mamă, le manglești, le ăsta, nu le iei cu forța, le tragi. Nu? Ce poți să-i faci la băiat? Auzi? Ca pe divine cu măsa, o dau pe măsa la tata. O trimit la bunicu, du-te. Rezolvă cu bunicu. Că tata nu vorbește cu femeile, mama. Au! Să te iubesc. Mă ia valul sexualității. Să vorbesc cu mamele dacă vin mami. Nu vorbesc cu mamele. Tu vorbești cu mamele. Da. Ce mame trebuie să vorbești? Ce te iubesc. Zi, ce mame? Trebuie să vorbești cu mami, da. No mames, no mames, așa zice o spaniolii în America, no mames. Știu eu că nu vorbești cu mame. Nu vorbesc cu mame. Eu știu. Nu-i pe apă. Mă rezum la mămici, chiar la mame. Și ce la, ce la mămici te rezum? Ata, mămica mea. La mămici? Aia, mămica mea. Mă lasă-mă, că am fost la antrenament, am mâncat. La ce te rezum? La tine. La mămica mea. Am zis, la mămica mea. La ce te rezum tu? Ce vrei, bătaie lungă sau cap în gură scurt? Vezi că lumea chiar te crede. Nu știu, nu te crezi? Ce-i mă? Așa că povestește. Neni, auzi? Hai să mergem să-l pupăm pe tata. Nu stai. Îmi stă o limbă în ureche și să-mi pui 100 de mame în față, nu mai intre nimic. Stai, amu. Iubește tata. Iubește tata. Nino mă ce salintă. Ne. No. Nu linge pe mână. Jos. Salut. Tu râzi când îl vezi pe tata. Salut. Zi. Tu râzi, ți se pare că fața mea e amuzantă? Băi, babă stirbă fără dinți. Babă stirbă fără dinți. Dă să vadă tata unde-s dințișorii. Bă, nu-s dințișorii. Dă să vadă tata unde-s. Te iubește tata. Eu că te-aș săruta pe gură. Te-aș săruta pe gură. Eu înțeleg, mă, pe aia care își pupă copiii pe gură. Ce? Zic că înțeleg. Pe aia care își pupă copilul pe gură. Jur că vă înțeleg. Dar nu vreau să-l pup. Bine, fraților. Familia asta minunată. Nică să uită în telefon. Asta e disperat. Cine e acolo? E disperat de telefoane. Și televizor. Și televizor. Ți-am zis, tu te faci ceva din ăsta, digital, hacker. Scenarist digital, te face tata. De ce te face tata? Nu, că acum mă gândeam când am zis te face tata, stăteam și mă gândeam pe cum ar veni, eu cu tine văd înclinațiile lui. Da. Și dacă are inclinația spre tehnologie, uh-huh. Îl împingem spre tehnologie. Și dacă are altfel inclinații, îl împingi către restul? Îi dau una de înclin în altă parte. Depinde ce inclinație are. Te înclină, tata? Unde vrea el? Nu. No. Nu fac asta. Am un fix pe care vreau să-l urmeze, dar atâta. Atâta. În rest, să facă ce vrea el.
să învețe limbi străine de mic. Da. Și să facă sport de contact de mic. Atâta. Și școala nu mă interesează. Să fie cum ar veni, nu mă interesează. Să fie 10, de 10 și să văd ce îi place. Ca pe el modelează tata cu mama. Ai doi părinți inteligenți. Bine, nu inteligenți la școală, dar inteligenți așa. Ce-i, mami, ai fost inteligentă la școală? Adică inteligentă la modul ăla să stai să înveți? Nu, ai fost inteligentă, inteligența fost aia. Nativă, cum ar veni, dar nu aia robotică. Așa am fost eu. Nu am fost aia de 10 niciodată. Exact. Te iubim, pa, pa. Fraților, ne auzim. Maybe. Ca și Vita.